forme ce se despovărează de grija lumească, aripi frânte de cădere ori exaltate de ideea de zbor și îngeri ce poartă cu ei credința, își găsesc loc în mintea, sufletul și atelierul sculptorului Marian Zidaru. Aș spune că principala mea preocupare în artă este această direcție spirituală. Eu am și numit zona în care mă desfășor, am numit-o romantismul mistic. M-am bazat pe experiențe personale care mi-au călăuzit pașii, mintea și inima în această direcție. Deci eu vorbesc în cunoștință de cauză, după o experiență religioasă destul de îndelugată, cu o practică creștin-ortodoxă destul de serioasă și severă, și m-am convins că asta e zona care mi se potrivește cel mai bine. Fiecare obiect este o figurare a îngerului sau a unui semn din altă lume, din zona transcendentului. Formele ce prind contur în mintea artistului își găsesc o primă materializare pe hârtie. Desene ce transmit prin contraste puternice, emoții la fel de puternice, devin preambul pentru lucrările de sculptură. Sunt un portret al interiorului cerului care le creează, pentru că ele provin din interior, provin dintr-o meditație îndelungă și atunci arta este exteriorizarea sinelui. Nu întâmplător, într-adevăr, cei care practică figurativul pun în chipurile personajelor adevăratul chip al artistului. Cei care lucrează într-o zonă mai abstractă sau cu aluzie spre figurativ pun mai mult trăirea interioară, sentimentul și, în final, concluziile asupra acestei lumi, relația între interiorul artistului și exteriorul lumii, exteriorul spațiului înconjurător care se adresează artistului. Născute dintr-o religiozitate neîntinată, din credințe săpate adânc în sufletul artistului, lucrările lui Marian Zidaru sunt răbufniri ale eului său interior. Sunt chipuri ale sale în diverse etape și contexte. Multă vreme am practicat desenul. Din lipsă de spațiu, din lipsă de material. O lungă perioadă, la începutul anilor 80, am mers pe desen. Este un mod de a gândi sculptura. Mai întâi o desenez, e ca o formă de proiectare, după care o realizez. La mine desenul a devenit cu timpul și scop în sine, o formă de expresie care a însoțit sculptura. Multe expoziții, în multe expoziții am așezat sculptura alături de desene. Cea mai răsunătoare expoziție de desene a lui Marian Zidaru a constituit-o Victima, o colecție de lucrări realizate pe o perioadă de 30 de ani. Orice sculptură începe cu un desen, deci toate sculpturile realizate au avut înainte mergător un desen. Problema e că un sculptor comentează spațiul tridimensional. Ea însă, sculptura, este un spațiu tridimensional, plin, dar care are nevoie de un spațiu gol, tridimensional. Câteodată acest spațiu este prea gol și mai trebuie comentat cu obiecte parietale, desen în cazul acesta. Și de aceea, elementele care mai erau necesare, elementele conceptuale care nu aveau loc în sculptură, treceau pe perete și împlineau discursul plastic. Dând formă nouă unor credințe vechi, adânc înrădăcinate, Marian Zidaru proiectează în lucrările sale propriul său crez, propria reflecție asupra lumii în care trăiește și a celei pe care o percepe.